bună întrebare. Din punctul de vedere al unui om neregenerat, nenăscut din nou sau nepocăit, care e diferența între faptele bune ale unui om pocăit sau regenerat sau născut din nou, spre deosebire de faptele bune ale celui care nu este în credință, în ideea în care săvârșesc aceeași faptă bună? În sensul acesta este întrebarea. Adică un fapt de milostenie, da. O faptă exact la fel, dar care e diferența între fapta făcută de cel regenerat și de cel care nu este născut din nou? Păi una e bună și una nu-i. Și de ce? Pentru că nu există faptă bună decât o faptă bună făcută prin credință. Biblia spune că fără credință este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Biblia spune că și faptele noastre bune sunt ca niște zdrențe mânjite înaintea lui Dumnezeu. Adică, inclusiv întrebarea respectivă trădează o problemă de inimă care există în cel neregenerat, și anume, dacă tu, pocăitul, ești așa și eu sunt exact ca tine, tu de ce meriți să te duci în iad și în cer și eu merit să mă duc în iad? Și el n-a înțeles că, de fapt, nu e o problemă de merit. Eu nu fac fapte bune ca să merit, da? Eu fac fapte bune pentru că sunt deja mântuit și faptele mele bune sunt răscumpărate și sunt bune înaintea lui Dumnezeu pentru că ele sunt răscumpărate și curățite și Dumnezeu privește la ele prin Domnul nostru Iisus Hristos, da? Deci, prin definiție, biblic, teologic vorbind, nu există fapte bune care sunt făcute în afara credinței, în afara răscumpărării în Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă la suprafață par să fie același fapt. Cele mai mari păcate săvârșite pot fi acte filantropice. Cum? Construiesc un spital ca să vadă toată lumea ce mare filantrop sunt eu. Câtă mândrie, da? Câtă... Vă dați seama ce sentimente sunt acolo. Aia 5 lei care îi dau la sărman, pot să-i dau pentru că îi izvorăște din dragoste, da? Pentru că îi izvorăște din o dorință de a proslăvi pe Dumnezeu, dintr-o dorință de a fi ascultător de Dumnezeu, sau pot ca să-i dau ca să mă simt eu cât de om bun sunt eu. Da? Motivația totală diferită. Deci motivațiile noastre și felul în care săvârșim actul respectiv. Deci noi nu putem face o faptă bună, cu adevărat bună, cu motivații deplin corecte și nici măcar nu putem săvârși în mod desăvârșit. Dau 5 lei și câți dintre noi am cerut cineva ajutor? Până la urmă am ajutat din interese egoiste, ca să nu părem nu știu cum și așa. Și după ce i-am ajutat, totuși, am stat și am cugetat, dar puteam să-l ajut mai mult, dar puteam să-l ajut mai bine, dar puteam să-l ajut de la început și așa mai departe. Da? Deci nu am nici caracterul necesar, și până la urmă nu pot nici săvârși fapta cum vrea Dumnezeu să săvârșesc. Dar dincolo de toate astea, dacă fapta respectivă nu este răscumpărată în sângele Domnului Iisus Hristos, ea este necurată înaintea lui Dumnezeu și nu are nicio valoare. Deci, din start, prin definiție, oamenii neregenerați și nemântuiți nu pot face fapte bune. Pot face fapte morale, pot face fapte etice, pot face filantropie, pot face tot felul. Dar teologic vorbind, biblic vorbind, nu sunt în stare să facă fapte bune. Ca atare, întrebarea teologic vorbind, biblic vorbind, e un nonsens. Chiar la o conferință la care am participat recent, unul dintre cei care conferenția spunea că are dificultăți în a convinge pe un om foarte moral din lume că are nevoie de Dumnezeu. Și cred că Mihai a explicat suficient de clar ce sunt cu faptele bune. Cred că o faptă bună, pe lângă faptul că trebuie să aibă o motivație corectă întotdeauna, să fie făcută pentru gloria lui Dumnezeu, ceea ce niciun ateu n-ar putea să facă niciodată, da? El respinge pe Dumnezeu. Sau ceea ce niciun necredincios n-ar putea să facă niciodată. El nu face un lucru pentru gloria lui Dumnezeu, da? Elita religioasă a vremii Domnului Iisus, care erau oameni care nu dădeau un cap la nimeni, nu curveau și așa mai departe. Erau oameni buni, erau cei mai buni oameni din societate, da? Elite religioase, Domnul Iisus Hristos îi adresează cele mai dure cuvinte. Morminte văruite, nebuni și orbi, fățarnicilor, dintr-un simplu motiv. Că în spatele faptelor lor bune sau în spatele religiozității lor, erau niște motivații extrem de stricate. De ce nu trăiau pentru slava lui Dumnezeu? Chiar Domnul le spune, voi nu puteți să credeți pentru că voi vă căutați slava voastră și nu căutați slava lui Dumnezeu. Da, o faptă bună, în mod esențial, trebuie să fie făcută dintr-o motivație corectă, trebuie să fie făcută după standardele lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu spun, am făcut o faptă bună, oare Dumnezeu nu o să uite la fapta mea bună? Dacă n-ai avut niciun interes
pentru voia lui Dumnezeu, să faci fapta ta bună după voia lui Dumnezeu, după cum îți cere Dumnezeu. Dacă tu n-ai deschis cuvântul lui Dumnezeu să vezi, măi, ce îmi spune Dumnezeu despre ceea ce El se așteaptă de la mine? Ce își dorește Dumnezeu de la mine? Dacă pe mine nu mă interesează lucrul ăsta, nu contează absolut deloc ce am făcut. Nu contează, nu contează dacă lumea mă aplaudă, dacă zice lumea, wow, extraordinar ce ai făcut. Nu contează, pur și simplu. Pentru că pe mine, în mod esențial, nu m-a interesat ce spune Dumnezeu, da? Trebuie să fie o motivație corectă, trebuie să fie un standard corect, da? Cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, trebuie să fie făcut, cum s-a spus deja, în dependență de Dumnezeu. Eu să-mi privesc fapta bună ca un rezultat al lucrării lui Dumnezeu în mine. El este acela care ne dă și voința și înfăptuirea. El este acela care lucrează prin puterea Lui în noi. Adică eu îmi privesc fapta bună și spun, ăsta este un rezultat al lucrării lui Dumnezeu în mine. Dumnezeu a pregătit mai dinainte ca eu să trăiesc în faptele astea bune. Nu mă pot bătea cu pumnul în piept. Nu mă pot lăuda cu faptele astea. Cred că Scriptura... Notiță de subsol, asta include, da, și faptele religioase. Sau mai ales vizează faptele religioase. Țineți mintea acel pasaj în Scriptură când sunt acei care ajung și spun, Doamne, n-am făcut noi, n-am scos noi dragi, n-am făcut aia. Și Domnul zice, plecați de la mine, nu v-am cunoscut niciodată, da? Deci, tu poți ca să faci tot felul de lucruri chiar religioase. Să predici, să faci concerte creștine, să faci evanghelizare și așa mai departe. Și dacă nu sunt făcute în dependență de Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, dacă nu izvorăsc din Dumnezeu, dacă tu le faci din alte motivații și prin alte metode și prin altă putere și, deci cum zicea fratele Andrei, tu ai putut să predici o viață întreagă și n-ai făcut nimic bun. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu s-ar putea să folosească motivațiile tale greșite și căutarea ta proprie, de propria slavă și mai departe să facă un lucru bun, da? Dar asta nu te ajută pe tine cu nimic. Faptul că ai venit la conferință, de exemplu, s-ar putea să nu fie o faptă bună. Da? S-ar putea să fie chiar o faptă foarte rea, care Dumnezeu să o folosească spre binele tău, dându-ți în dar mântuirea prin faptul că ai auzit Evanghelia. Dar asta nu schimbă realitatea că tu n-ai făcut o faptă bună. Oricum, răspunsul într-un fel ar fi incomplet dacă vorbim numai de ceea ce se întâmplă nou. Eu o să am motivații corecte, eu o să mă raportez la voia lui Dumnezeu, eu o să depind de Dumnezeu, totul eu. În ultima instanță, nici măcar noi creștini nu facem fapte bune desăvârșite la modul absolut. De aceea aș spune că ceea ce diferențiază în mod esențial o faptă bună a unui necredincios de o faptă bună a unui credincios, faptă bună a unui necredincios în ghilimele, da? Este faptul că fapta bună a credinciosului, care poate să fie imperfectă, este prezentată înaintea Tatălui și este primită de Tatăl datorită lucrării mijlocitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos sfințește toată viața noastră prin sângele Lui, inclusiv faptele noastre bune. Deci eu nu pot să-i spun ca și credinciosul lui Dumnezeu, totuși, m-ai mântuit prin har, prin credință, totuși, măcar acum, uite ce fapte bune am tras. Și faptele alea bune au fost pregătite de El înainte, vin dintr-o inimă regenerată pe care El a regenerat-o, sunt lucrate noi prin puterea Duhului Sfânt și sunt sfințite în continuare prin jertfa Domnului Iisus. El mijlocește la Tatăl ca viața noastră, viața bisericii, viața noastră individuală să fie primită de Dumnezeu. Există aberații, de exemplu, în unele secte sau mișcări, gen, cred că și adventismul are ceva de genul, în care spune mântuirea e prin har și la un moment dat Dumnezeu va judeca faptele tale bune să vadă dacă ai meritat harul care l-ai primit. Ce ai făcut cu el, știi? Și dacă ești găsit vrednic de ce ai făcut cu harul lui Dumnezeu, atunci vei fi deplin mântuit. Dacă nu, dacă pici la testul ăla, da, nu vei fi găsit vrednic și se întâmplă lucruri rele. E o aberație, da? Practic tot mântuirea prin fapte lui. Tu ajungi cumva mântuit prin har și după aia depinde ca tu să o câștigi ceea ce s-a dat în dar. Biblia nu spune nicăieri așa ceva. Absolut totul îi prin har, absolut totul e prin credință, inclusiv faptele bune și din inițiativa lui Dumnezeu și lucrate prin puterea lui Dumnezeu în viața noastră, independent total de meritul nostru, de voința noastră, El dă și voința și înfăptuirea. Da? Și dacă nu provine de acolo, nu este o faptă bună înaintea lui Dumnezeu. O a doua întrebare. Biblia ne spune că nu-L putem vedea pe Dumnezeu fără sfințire. Nu înseamnă că mântuirea nu este doar prin credință, ci și prin faptele sfințeniei? Repet. Deci Biblia ne spune că nu-L putem vedea pe Dumnezeu fără sfințire. Nu înseamnă că mântuirea nu este doar prin credință, ci și prin faptele sfințeniei? Nu. Înseamnă că mântuirea este prin o credință adevărată care produce sfințenia, da?
Iacov de unde spune că credința fără fapte este o credință moartă, o credință falsă. Există tot felul de credințe prezentate în Scriptură și de multe ori se vorbește despre credință falsă. Vedem de multe ori cei care îl ascultă pe Domnul Iisus profesează și spun că au credință și imediat vedem că îl părăsesc pe Domnul Iisus. Pe ce fel de credință au avut? Au avut o credință falsă, căutau beneficiile care Domnul Iisus. Da? L-au văzut că au înmulțit pâinea și pește, au zis, wow, super, noi o să mai flămânzim niciodată, îl urmăm pe ăsta. Domnul Iisus le spune ce înseamnă credința adevărată, că trebuie ca să împărtășească din trupul lui, da? Să fie dependenți de el pentru mântuirea lui și ei zic, ăsta e nebun, l-au părăsit. Da? Aia nu este o credință adevărată pentru că ei n-au crezut cu adevărat, cum am auzit și în mesaj. Credința aia adevărată care se împărtășește, depinde de Domnul Iisus Hristos, este o credință, cum am văzut și în expunere, care produce fapte bune, care produce sfințenia, da? Și este doar acea credință care produce acea sfințenie și doar acei oameni care au primit în dar și credință și sfințenie și perseverare până la sfârșit, care au credință adevărată. Ca tare, am putea spune că o credință care nu produce sfințenie, da? Nu produce mântuire sau nu este mântuitoare. Dar n-am putea spune că a fost vreodată mântuire acolo. Pentru că n-a fost. Credința mântuitoare este acea credință care produce fapte bune, produce sfințenie, perseverează în sfințenie, perseverează în creșterea spirituală, perseverează în credință. Doar aceea a fost cu adevărat o credință mântuitoare. Dar cred că va trebui să învățăm fiecare în parte să explicăm chestiunea asta, pentru că sunt oameni care fac liste cu versete din Biblie care demonstrează sau arată exact lucrul ăsta, că nu poți să-L întâlnești pe Dumnezeu, nu intri în împărăția lui Dumnezeu dacă nu ai fapte bune. Da? În evenimentul ăla din Matei 7, unde Domnul le spune, plecați la mine, niciodată nu v-am cunoscut, voi toți care lucrați fără de lege. Și după aceea prezintă o pildă în care arată că în împărăția lui Dumnezeu intră doar aceia care fac voia lui Dumnezeu, nu cei care cred, care fac voia lui Dumnezeu. Și vine cineva și îți prezintă multe versete în care spune, uite, aici arată că nu intri în împărăția lui Dumnezeu decât dacă faci fapte bune, decât dacă faci voia lui Dumnezeu, decât dacă ești sfânt, decât dacă ești așa. Și în multe din pasajele acelea nu se menționează credința. Spune, nu te întâlnești cu Dumnezeu decât dacă ești sfânt, dacă asculți, dacă și așa mai departe. Acum, problema ar trebui simplificată în felul următor. Într-adevăr, eu nu pot să-L văd pe Dumnezeu dacă nu sunt sfânt. Eu nu pot să-L văd pe Dumnezeu dacă nu fac voia lui Dumnezeu. Eu nu pot să-L văd pe Dumnezeu dacă nu mă pocăiesc. Eu nu pot să-L văd pe Dumnezeu dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu. Dar, cum s-a explicat deja, toate lucrurile alea, toată lista aceea de versete, se leagă și vin și provin dintr-o credință. Mântuirea este de la început și până la final prin credință. Dar printr-o credință care nu e singură, ci o credință care e productivă. Ce produce? Ascultare de voia lui Dumnezeu, pocăință, credință în continuare, supunere față de voia lui Dumnezeu. Poate cea mai frecventă denaturare a concepției despre mântuire în bisericile evanghelice este asta. Ești mântuit numai prin credință. Toți spune lucrul ăsta. Spun. Ce ai auzit tu la noi pe cineva să spună că ești mântuit prin fapte? Nu, toți suntem mântuiți prin credință. Dar nu spune Biblia că după aceea pune osul la treabă, pune umărul la treabă. Și se spune lucrul ăsta tocmai pentru că nu se înțelege că mântuirea se continuă prin credință, dar nu printr-o credință impotentă. Se continuă, nu se câștigă. Da, se continuă prin credință mântuirea, printr-o credință care produce toate lucrurile pe care Biblia spune că le produce. Referitor la moartea și învierea lui Iisus, o completare la ceea ce spunea, cred că este relevant și dialogul lui Iisus cu patriarhul Nicodim. Pentru a învia, pentru a te mântui, trebuie să te naști din nou și aici este pilda personală a Mântuitorului, moartea și nașterea din nou. M-ar interesa un comentariu... Trebuie să fii născut din nou. Da. M-ar interesa un comentariu pe marginea dialogului dintre Iisus și patriarhul Nicodim. E foarte generală. Da. Da, Nicodim merge la Domnul Iisus și spune... Văd că ești un învățător, îl faci tot felul de complimente și Nicodim vrea să facă ceea ce oamenii religioși din vremea aceea vreau să facă, să își câștige mântuirea. Ce trebuie să fac ce trebuie să fac? Cum rezolvăm problema asta? Și Domnul Iisus îi tot răspunde și îi spune, trebuie să fii născut din nou. Da? Să fii născut din nou. Și Nicodim spune, stai un pic, asta e ceva imposibil. Și Nicodim înțelege că nu trebuie ca el să se nască, că asta e și o problemă de traducere, cred că și în versiunea Cornilescu, și anume, copiii nu se nasc singuri, copiii sunt născuți, niciunul dintre noi nu ne-am prin voința noastră adus în existență, și de aia Nicodim îl tot presează. Păi, ești absurd? Doamne, cum adică să fac asta? Asta e imposibil.
Și Domnul Iisus îi dă replica și explicația. Asta trebuie să se întâmple cu tine, vântul suflă încotro vrea, tu auzi, dar nu știi cum, nu așa, tot așa e cu toți cei care sunt născuți din Dumnezeu. Da? Ca atare, nu ține de voința ta, ține de un act suveran al lui Dumnezeu. Și tematica asta este după aia repetată în Evanghelia după Ioan și în discursurile Domnului Iisus Hristos de repetate ori. Țineți minte când o mulțime de oameni îl respinge Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus spune, ce vă mirați, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu îl atrage Tatăl. Da? V-am spus deja că așa stau lucrurile. Acum voi sunteți mirați că despre ce v-am spus și că mă respingeți. Tocmai de aceea v-am spus. Deci tematica asta, că nu este un act de voință, ci este un act suveran al lui Dumnezeu care produce după aia voința și credința și toate astea, este peste tot în Evanghelia după Ioan. Citit numai așa la rând și subliniați peste tot unde se sublinează această tematică și va deveni clar. La ce se referă versetul care spune că Dumnezeu a pregătit faptele bune în care să umblăm? A pregătit El și faptele rele pe care să le facem? Putem zădărnici planul lui Dumnezeu prin faptul că refuzăm să facem fapte bune? Te rog. Dumnezeu nu trebuie să pregătească faptele rele. Noi le facem prin natura noastră. Deci, se pare absurd. Dumnezeu să te ia să schițeze. Mă, ce fapte rele să-ți dau să le faci? Că o să le faci. Dacă te lasă de capul tău, o să le faci. Biblia ne arată în repetate rânduri. Când te lasă Dumnezeu, le faci. Acum, întrebarea care ar trebui pusă, cred eu, nu este dacă Dumnezeu ne dă o schiță a faptelor rele pe care să le facem, ci dacă Dumnezeu, în suveranitatea Lui, cuprinde într-un fel sau altul sau controlează într-un fel sau altul faptele rele. Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în faptele rele, Dumnezeu nu poruncește faptele noastre rele, da? Nu ne lasă precepte în Sfânta Scriptură să facem faptele rele, să fie foarte clar lucrul ăsta. Nu-i plac lucrurile astea, nu le produce El în noi, nu le poruncește El. Astea sunt câteva lucruri pe care trebuie să le menționăm. În același timp, cred că Biblia ne arată că Dumnezeu are în suveranitatea Lui tot ceea ce se întâmplă în universul ăsta este cuprins în planul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a vrut ca o societate să se ducă în depravare, spune Dumnezeu i-a lăsat. Și ăia s-au dus ca plumbul jos, în depravare morală și spirituală. Dacă Dumnezeu vrea să restrângă prin harul Lui păcatul acelei societăți, o făcea. Dumnezeu ca pedeapsă pentru păcatele lor deja, le-a dat lăsarea în voia minților blestemate. Deci lucrul ăsta este în planul lui Dumnezeu, dar nu putem să spunem că lui Dumnezeu îi plac faptele noastre rele, că Dumnezeu le poruncește sau că El le produce în noi. Este o asimetrie, aș spune, în ce privește felul în care Dumnezeu lucrează sfințenia și felul în care Dumnezeu permite, să folosesc termenul ăsta ca să nu lasă nicio confuzie, permite faptele rele. În ce privește faptele bune, Dumnezeu lucrează activ în noi și în voința și în făptuirea. În ce privește faptele rele, Dumnezeu nu trebuie decât să te lase, să-și ia mâna peste tine și faci numai faptele rele. Dar nu faci absolut nimic. Concept și teologic și filosofic, răul nu e așa de mult un lucru, e absența unui lucru. La fel cum întunericul e absența luminii. Da? Să produci lumină necesită energie, necesită o forță activă ca să avem lumina asta aici care ne luminează prin becuri. Da? Ca să fie întuneric aici, e nevoie ca acea energie pur și simplu să fie absentă. Atât. Da? Când Dumnezeu se implică, El produce binele. Da? El și decretează și îl produce. Când Dumnezeu se retrage și ne lasă în voia minții noastre blestemate, rămâne ce e acolo, rău, da? Care noi l-am generat, noi suntem responsabili pentru El. Ca atare, Dumnezeu este suveran peste tot, și peste bine și peste rău, dar Dumnezeu, cum zicea fratele Andrei, e implicat asimetric în asta. Dacă vă interesează să citiți mai mult pe tema asta, vă recomand o carte care e tradusă și în limba română, Păcate impresionante, de John Piper, unde Dumnezeu arată cum în Scriptură sunt relatate păcate fantastice care sunt comise, care Dumnezeu totuși le-a îngăduit și a fost suveran peste ca să aducă la împlinire scopuri mărețe spre lauda și spre slava Lui. Un exemplu clasic este Iosif și cu frații lui. Da? Frații lui Iosif sunt așa de răi încât vor ca să-l omoare și singurul lucru care îl scapă pe Iosif de la a fi omorât e că ei sunt așa de dornici să câștige un ban încât zic, măi, ar fi păcat să-l omor, mai bine îl vindem. Da? Și concluzia despre actul acesta la final este voi ați vrut lucrul ăsta, ați intenționat și ați săvârșit actul ăsta spre rău. Dumnezeu, ce a făcut? Da.
Și dacă ne uităm cu atenție, de fapt textul spune Dumnezeu l-a intenționat spre bine. Da? Asta e un alt studiu pe textul acesta. Deci voi l-ați intenționat spre rău, Dumnezeu l-a intenționat spre bine. Sunt două voințe acolo. Da? Una suprapune cealaltă. Una în mod activ vrea rău, una în mod activ vrea binele, voința lui Dumnezeu, și lucrează binele permițând rău. Da? Dar referitor la prima parte a întrebării, la ce se referă versetul care spune că Dumnezeu a pregătit faptele bune în care să umblăm? Și legat de asta, a doua întrebare, zice, putem zădărnici planul lui Dumnezeu prin faptul că refuzăm să facem fapte bune? Cred că modul în care Dumnezeu pregătește lucrarea aceasta a sfințirii, a săvârșirii faptele bune în noi, e diferită. Deci Dumnezeu nu ne dă o schiță, ne dă o schiță în Biblie, ne dă, într-un fel, ne spune ce să facem. Dar dacă nevastă mi-am spune, ăsta e imaginea pe corpul, dacă nevastă mi-am spune, hai că am pregătit masa, eu ce? Mă duc și găsesc pe masă, întins o foaie în care am rețeta cu mâncarea, nu? Nu. Nu, ea a pregătit la propriu mâncarea acolo, da? Ea a pregătit, a făcut lucrul ăla. Biblia ne arată cum Dumnezeu pregătește faptele bune ca să umblăm în ele. El le pregătește, dar după aceea se asigură că noi umblăm în ele. El lucrează în noi și voința și înfăptuirea. Și unii zic, da, dacă noi vrem. Păi tocmai ți-a spus că El lucrează în tine să vrei. Da? Tocmai asta ți-a spus, că Dumnezeu lucrează. Adică suntem atât de incapabili și de ignoranți, încât nici măcar să vrem să facem binele nu suntem în stare. Da. Și doar Dumnezeu lucrează ca noi să vrem să facem binele și nu e suficient că face lucrul ăsta. El lucrează în mod activ ca noi să înfăptuim binele pe care vrem să-l facem, pentru că El ne-a dat și voința și înfăptuirea. Ce înseamnă căzut din credință? Bine, și terminologia nu mi se pare neapărat potrivită. Din nou, e o chestie de sintagmă. Căzut de la credință ar fi poate mai corect, aș opta pentru asta. Biblia vorbește despre oameni care au căzut de la credință, și anume care au la un nivel proclamat o credință, adică credința creștină, și după aia au negat sau au căzut de la acea credință. Și explică că acești oameni, de fapt, n-au avut credința aceea mântuitoare niciodată. De exemplu, Biblia spune, au plecat din mijlocul nostru ca să dovedească că niciodată n-au fost de ai noștri. Da? În exemplu care s-a dat cu acei oameni care Domnul spune, niciodată nu v-am cunoscut, observați că nu spune, știi, ați făcut niște fapte bune la început, eram ok, dar pe parcurs ați căzut de la, sau n-ați făcut câte fapte bune am pretins eu. Nu, niciodată nu v-am cunoscut, niciodată n-a fost o relație reală între acei oameni și Dumnezeu. Deci de cele mai multe ori când este vorba de o cădere de la credință, se vorbește despre credință în acest fel, se vorbește despre o negare a credinței proclamat sau credință a teologiei creștine. Pe de altă parte, sunt acele avertizmente în Biblie care au ca și scop exact opusul, și anume păstrarea credincioșilor în credință. Fratele Andrei poate spune mult despre asta, că a scris numeroase articole despre, păi dacă nu se poate cădea de la credință, de ce Dumnezeu ne avertizează? Păi ne avertizează ca o metodă prin care să ne țină de la a realiza acel lucru. De aceea eu mi-avertizez fetele, nu fugiți în stradă, da? Ca să nu fie lovite de o mașină. Și mă asigur că nu fug în stradă. Și dacă se apucă să fugă spre stradă, ce fac? Stau și zic, pe eu le-am spus. Nu, intervin, pentru că stata lor. Dar nu stau și zic, eu le-am spus, asta e. Nu, intervin, da? Dar de-aia le spun, ca încă o metodă prin care să previn acel lucru. În Timotei, în 1 și 2 Timotei, se folosește foarte des expresia căzut de la credință, depărtat, naufragiat de la credință. Și sunt niște expresii, sunt niște texte care trebuie luate în considerare. Bineînțeles, noi funcționăm sau noi discutăm de pe premiza, cel puțin eu, pentru mine nu mai există un dubiu în privința asta, nu știu dacă a fost, cei care cad de la credință nu au avut nașterea din nou. Însă trebuie să înțelegi în context la ce fel de credință se referă. În multe pasaje se vorbește despre un set de doctrine, de credințe. Spune despre prezbiteri în Timotei, de exemplu, să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Învățătura creștină într-un cuget curat. Că dacă cugetul nu-i curat, o să pervertească la un moment dat învățătura creștină. Da? Și unii au lepădat, să zice, s-au depărtat de credință și s-au alipit de învățăturile dracilor. În textul acela, cuvântul credință înseamnă învățătură. Au lăsat credința creștină și s-au dus spre o învățătură a dracilor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. În contextul ăla, credință înseamnă o învățătură. Când spune că
s-a lepădat de credința, renunța la o învățătură creștină, la o doctrină din corpul doctrinar creștin. Textul nu discută dacă el este născut din nou, dacă a fost născut din nou sau ce s-a întâmplat cu el. Dacă este născut din nou, are un moment de cădere și Dumnezeu îl va disciplina și se va întoarce înapoi. Textul nu spune asta. Da? Și eu nu am voie să mă apropii cu presupoziția asta, s-a pierdut pentru totdeauna, se duce în iad, a fost mântuit, 100% mântuit și pierdut pentru totdeauna. Asta sunt niște presupoziții pe care, sau niște inserții din mintea mea pe care le aplic textului. Da? Sau, de exemplu, spune tot în Timotei despre femeia văduvă care vrea să mărite din nou și spune, își calcă credința din tâi. Și spune, sfătuiește pe aceste femei, da, să se mărite, să aibă copii. Păi dacă și-o călca credința, cum își câștigă credința prin faptul că se mărită și face prunci? E aberant dacă interpretezi cuvântul credință acolo ca credință, încredere în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului. Nu, se referă la o hotărâre pe care o femeie văduvă a luat-o ca ea să nu se mai căsătorească, să fie doar în slujirea Domnului și după aceea se gândește mai bine și spune totuși cred că era bine cu bărbatul în ciuda tuturor necazurilor pe care le aveam cu el, vreau să mă mărit. Și-o călca credința din tâi sau hotărârea din tâi. Fiecare context trebuie să te oblige să înțelegi ce definiție dai termenului credință. Da? Noi credem în căderea de la credință, însă vreau să te duci la text și să vezi la ce credință se referă textul. În multe pasaje, și eu cred că asta se ratează de foarte multe ori în discutarea problemei căderii la credință, nu se înțelege limbajul fenomenologic al Scripturii. Adică ne uităm la fenomen. Ce se întâmplă? Domnule, am văzut pe un om care a venit din lume, a spus că și el crede în Domnul Iisus Hristos, e un om care pare că s-a pocăit, ce facem cu el? După o perioadă de timp îl botezăm, dar noi nu avem o înțelegere infailibilă sau o privire infailibilă în sufletul lui și să spunem ăsta, 100% s-a pocăit, avem pocăințometru. Ăsta e pocăit, ăsta numai minte. Nu! Noi ne uităm la ceea ce se întâmplă și vine membru în adunare și după aceea cade de la credință și moare în necredință. Ce spunem despre el? Spune, a căzut de la credință. Dar nu spunem, fiți atenți, nu spunem că și-a pierdut mântuirea sau că și-a pierdut nașterea din nou. Spunem că a căzut de la credință. De ce? Pentru că există un singur tip de mântuire și de naștere din nou, dar există mai multe tipuri de credință. Există credință doar mărturisită cu gura, există credință, am aderat la un set de învățături creștine, există credință, da, o credință a dracilor, pe care mulți oameni o au, este o credință, eu mă hotărăsc și eu vreau să fiu și eu cu voi, să merg împreună cu noi. A căzut el de la credința aceea? Sigur că a crezut. A crezut în ea, a căzut de la ea. Sigur că a căzut de la ea, dar niciunul dintre noi nu putem afirma infailibil. În momentul în care tu spui că cineva și-a pierdut mântuirea, ceea ce e diferit de a spune că și-a pierdut credința. Mântuirea e lucrarea lui Dumnezeu, credința poate să fie ceva făcut de tine, da? În momentul în care spui că omul și-a pierdut mântuirea, tu spui de fapt că ai un detector prin care poți să știi 100% sigur că omul a fost mântuit. Ceea ce este fals. Tu n-ai de unde să știi lucrul ăsta. Tot ce putem să facem noi este să privim din punct de vedere fenomenologic. Vedem că s-a întâmplat ceva cu omul ăsta, așa au fost. A fost perspectiva noastră, noi am crezut că el este mântuit, de fapt el a căzut de la credință, nu spune că și-a pierdut mântuirea. De asta în Biblie nu găsește expresia asta. Poate un creștin să facă mai multe fapte rele decât fapte bune? Deci unul la mână nici nu știu cum le-aș contabiliza, deci nici nu știu cum aș începe să... așa. Doi la mână, dacă ar fi un creștin, da, poate, uite, se poate. De ce se poate? De exemplu, tâlharul de pe cruce, cu siguranță a făcut mai multe fapte rele. Acum, eu cred că întrebarea era cumva pusă spre un creștin care este convertit și trăiește o viață normală și moare la adâncă bătrânețe și ce se întâmplă cu asta dacă toată viața, de fapt, a fost cam nașpa. Da? Cred că asta e, de fapt, întrebarea. Din nou, eu nu am pocăințometru sau cum i-o zis. Și nu pot să zic dacă omul acela este chiar născut din nou sau nu. Ceea ce Biblia ne spune e că omul care este născut din nou, da, crește în sfințenie și este într-o ascensiune. Suntem transformați din ce în ce mai mult să fim ca și Domnul Iisus. Acum, care va fi la final, când se trage linia, câte fapte rele am făcut în viața mea? Să știți ce? Nici nu contează. Nici nu contează, da? Noi ca și biserică și ca și indivizi să privim să vedem, sunt eu în creștere, în sfințenie, mă apropii eu din ce în ce mai mult de ceea ce înseamnă ceea ce Biblia mi-arată, da sau nu. Da? Asta trebuie să facem pentru că Biblia spune să ne verificăm, să vedem dacă suntem în Hristos. Dar aia nu înseamnă că trebuie să stau să mi le număr și să văd acum, ok, săptămâna asta am făcut 50 de fapte rele, trebuie să fac 51 de fapte bune. Deci asta nu e mai creștinism, da? Am căzut înapoi în păgânism și credem că asta va determina până la urmă. Eu sunt convins în fiecare săptămână că am făcut mai multe fapte rele decât bune. În fiecare săptămână.
În fiecare săptămână când trebuie ca să vin și să predic, înainte ca să vină duminica, stau și mă uit la săptămâna care a trecut și mă mir că nu mă trezește Dumnezeu. Mă mir că nu mă trăznește Dumnezeu. Și acum am mulți zici, frate, păstor, dar chiar așa de rău ești. N-am omorât pe nimeni, n-am așa, dar când e sincer cu mine, da? Când e sincer cu mine, când mă uit la atitudinile mele, când mă uit la gândurile cele mai lăuntrice, când mă uit la felul inapt și la incomplet la care am făcut și faptele bune care trebuia să le fac și le-am făcut, stau și mă gândesc cum de nu m-a trăznit Dumnezeu, cum de nu m-a luat acasă să nu mai fac de rușine, da? Și în momentul ăla îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu depinde de faptele mele, nu depinde de performanțele mele, ci depinde doar de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și doar în meritul ăla și în puterea aia mă pot ridica să predic Evanghelia. Că altfel m-aș prăbuși pe jos de fiecare dată, n-ar avea rost. Deci cred că răspunsul este, pe de-o parte da, dar pe de-o parte îi, Biblia ne arată că creștinul este într-o ascensiune constantă în viața lui de sfințenie. Asta sună așa puțin cu teologia ortodoxă populară. Dar nu teologia ortodoxă din cărțile dogmatice, fapte bune, fapte rele. Dar cântar nu la final ca să fii mântuit, dar pe parcurs. Mă pot să am un cântar care să văd dacă am... Biblia spune foarte clar, cine trăiește în păcat este de la diavolul. Da? Ne arată suficient de clar lucrul ăsta. Nu-i poate un mod de a echivala exact trăirea neprihănire cu întrebarea asta a face mai multe păcate sau mai multe fapte bune. Dar este foarte clar, cine trăiește în păcat, spune, este de la diavolul. Adică cine are un stil de viață, da? Cine are un stil de viață păcătos, trebuie să face, nu poate să trăiască tot timpul cu siguranță. Lasă-mă, chiar dacă am trăit în păcat și Biblia mă mustră și conștiința mă mustră și Duhul să mă mustră, totuși aia doi mi-a spus acolo că, în ciuda faptului că fac o grămadă de păcate, chiar mai multe decât fapte bune, eu sunt mântuit. Nu, cine trăiește în păcat este de la diavolul. Asta nu contrazice ce a spus Mihai. Întrebarea ultimă, cred eu, care se pune este asta. Spre ce este dispusă viața ta, orientată viața ta? Eu nu mă întreb dacă am făcut mai multe fapte bune decât fapte rele. Eu mă întreb care este direcția vieții mele. În momentul în care eu am fost născut din nou, mie nu mi s-a dat mai multe fapte bune decât fapte rele. În momentul în care am fost născut din nou, direcția vieții mele s-a schimbat. Orientarea vieții mele. Sufletul meu, mintea mea, voința mea, dorințele mele sunt orientate spre Dumnezeu. Chiar dacă într-o zi am făcut mai multe păcate decât lucruri bune, eu la finalul zilei când trag linia și văd că am făcut mai mult păcat, eu pot să spun acolo, totuși, viața mea este orientată spre Dumnezeu. Dar este și o problemă de, da? De perspectivă. De dispoziție, de orientare, de direcție. Care e direcția vieții tale? Chiar la sfârșitul zilei azi. Ai avut o zi, cum zicem noi, o zi rea. Care e direcția vieții tale? Dacă tu te uiți, direcția vieții tale este înspre păcat, trebuie să mai pui întrebarea dacă tu ai făcut mai multe păcate sau mai multe fapte. Nu contează lucrul ăsta, da? Spre ce ești tu dispus? Spre ce ești înclinat? Ce cauți? Lucrurile de sus sau lucrurile de jos? Lucrurile de Dumnezeu sau lucrurile celelalte. Da. Cred că... Da, este și o problemă de perspectivă. De exemplu, un om născut din nou, un om regenerat, un credincios, cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu în viața lui de credință, cu cât se vede mai păcătos. Da? Isaia, care era totuși un profet al lui Dumnezeu, ajunge să aibă acea întâlnire miraculoasă cu Dumnezeu și zice, sunt un om cu buzele necurate. Păi stai un pic, Isaia, ce crezi? Isaia mergea pe drum toată ziua înjurând? Nici vorbă. Da? Nici vorbă. Iov, care este numit neprihănitul, la final spune, stai, am fost auzită de tine, dar acum te cunosc. Și el nu se vede, nu se vede așa cum este descris. Da? Eu de multe ori, sau tu de multe ori în viața ta de creștin, eu poate mă simt extrem de apăsat, pentru că Duhul Domnului mă cercetează și mi-arată toate lucrurile negative din viața mea, care trebuie ca să lupt împotriva acelui păcat până la sânge. Și vine fratele care e de lângă mine, vine fratele Andrei și spune, mă, Mihai, te văd o creștere în viața ta spirituală. Și zic, what? Da? Cei din jurul meu văd din altă perspectivă. Și de aceea avem nevoie de o comunitate. Și ca să ne vedem mai bine păcatele, da? Ca să fie cei din jurul nostru care să ne disciplineze, care să ne informeze când am călcat pe bec, dar și ca să ne încurajeze și să spună, Mihai, e foarte bine că vezi păcatele astea, trebuie să luptăm împotriva lor, dar hai să și vedem lucrurile bune și progresele care Dumnezeu le-a lucrat în viața ta. Uite unde erai acum un an și unde ești acum. Direcția vieții tale, cum zice Andrei, este în direcția corectă. Dumnezeu lucrează în viața ta. Și asta se întâmplă atunci când ești într-o comunitate de creștini. De aceea biserica e foarte importantă. Cineva zicea că sfințirea și mântuirea este un proiect corporativ, un proiect comunitar. E nevoie de o comunitate de credincioși ca să trăiești viața de credință. Nu o poți face de unul singur. Eu cred că în adunare, recent am spus lucrul ăsta aici, noi de multe ori avem o perspectivă, cred eu, nebiblică asupra lucrurilor pe care le facem noi. Ca și credincioși. Niciun lucru pe care îl faci ca și credincios nu îl faci perfect 100%.
Nu există nicio secundă în viața ta în care să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta. Nu există. Deci nu există. Din punctul ăsta de vedere ai putea să spui că tot ce faci e păcat. În același timp, dar e și absurd la un moment dat. Te duci și zici, Doamne, am predicat, dar nu e o predică perfectă, deci nu e bună, e păcat. Ne-am închinat, nu e o închinare perfectă, deci e păcat. Tot ce facem e păcat, le facem totuși când le cer, dar toate sunt păcate. Nu e așa, Dumnezeu privește cu plăcere la noi când facem lucruri bune care nu sunt perfecte, pentru că ele sunt sfințite prin lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu nu le primește datorită faptului că sunt perfecte, pentru că ele nu sunt perfecte, au o părticică care e imperfectă întotdeauna acolo. Dumnezeu le primește datorită faptului că sunt sfințite de Duhul Sfânt și datorită mijlocirii Domnului Iisus Hristos pentru biserica Lui, pentru toți credincioșii. Da? De aceea cred că am contabilizat puțin diferit dacă am adoptat optica lui Dumnezeu. Chiar dacă există păcat sau chiar dacă există firicele, asta ne diferențiază iar de necredincioși, firicele de păcat în faptele noastre bune, în încercările noastre de a trăi pentru Dumnezeu, Dumnezeu le primește pentru că sunt sfințite de Duhul Sfânt. Pentru că vin dintr-o inimă regenerată. Pentru că sunt făcute de un om direcționat către Dumnezeu. Ele sunt sfințite. Viața noastră întreagă este sfințită prin sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea este acceptată de Dumnezeu. În ciuda